De săptămâna viitoare, Republica Moldova va începe vaccinarea anticovid cu a treia doză. Primii care își vor putea administra așa numita doză booster sunt medicii și persoanele care suferă de boli grave. Autoritățile se arată îngrijorate de rata scăzută de vaccinare și se pregătesc pentru combaterea unui nou val al pandemiei care s-ar putea bate asupra Republicii Moldova odată cu creșterea numărului de infectări în țările europene. Administrarea celei de-a treia doze va începe pe data de 29 noiembrie, în prima zi a săptămânii viitoare. Așa numitul booster este prevăzut doar pentru persoanele care s-au vaccinat cu a doua doză cu cel puțin jumătate de an în urmă. Excepție fac cei imunizați cu vaccinul Johnson, care își pot administra a treia doză doar după 2 luni. De săptămâna viitoare, la centrele de vaccinare vor fi așteptate mai întâi persoanele din grupurile de risc. În ultima săptămână, Republica Moldova înregistrează o scădere cu 20% a numărului de infectări cu COVID-19. În prezent, în spitale sunt internați peste 5.000 de pacienți, dintre care 44 sunt în stare extrem de gravă. Majoritatea raioanelor din țară au trecut la codul galben de alertă epidemiologică. Doar municipiile Chișinău și Bălți se află sub cod portocaliu. Codul roșu a rămas în vigoare doar în regiunea transnistreană, unde se înregistrează jumătate din numărul total de îmbolnăviri din Republica Moldova. Chiar dacă s-a decis anularea unor restricții care a permis redeschiderea sălilor de concerte sau a teatrelor, autoritățile avertizează că unele măsuri ar putea fi impuse din nou din cauza pericolului altui val al pandemiei. În Republica Moldova se atestă o incidență de îmbolnăviri de 145 de cazuri la 100.000 de persoane. Rata de vaccinare anticovid rămâne la aproape același nivel de 27% de câteva săptămâni.